prieten de-al tău, Răzvan de la Chiar un Pitești prieten foarte bun, este care ține aici, așa să-l primim foarte cu aplauze. Bun, pentru că să rămână, să rămână, bine v-am găsit. Împreună, nu? Da, sigur. El, Răzvan, se ia Leomero de el, înțelegi? De ce? Că a fost iubitul lui Renucu. No, s-a înțeles greșit. No, s-a înțeles greșit, nu da. Nu vreau să deschid discuție. Bine, ați venit aici pentru altceva, ca să cântați. Eu vă ascult, înțeleg că e un duet de zile mari, nu? Da, 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 o piesă foarte bună și când o piesă depășește un milion și ceva de vizualizări, înseamnă că e o piesă bună. Păi o hai să ascultăm și noi. Da. Răzvan de la Pitești și Adi de la Vâlcea. Ceva n-am nevoie. Sunt milionar în vorbe, milionar lângă tine. Hai, lei, 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 la, te plătesc cu buzele. Bărbatul care cucerește și pe femeile nebunește. Fața mea, lei, lei, la, lei, 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 tu ești bogăția mea. Ești femeia care știe să mă alici de cum vreau eu. Hai, lei, 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 la, și ce se bine mereu.
Da, foarte frumoasă piesa de primăvară, așa, vă rog să luați loc, dragii mei. Mă bucur.